Har și pace de la Domnul nostru Iisus Hristos, fiți binecuvântați de Domnul. Toți care suntem în dimineața asta în casa Domnului avem un mare har și deja s-a amintit aici că noi beneficiem de harul și mila lui Dumnezeu. În har Dumnezeu ne-a dat ceea ce noi nu meritam, iar în milă nu ne-a dat ce meritam. Așa că suntem aici beneficiari și suntem mulțumitori de ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru noi și viețile noastre. Sunt aici pentru prima dată în biserica dumneavoastră, deși am fost de multe ori în America, în scurgerea anilor, dar în ultima vreme, în ultimile luni, s-a mutat aici fiul nostru Sebastian, cel mai tânăr, care a fost și binecuvântat acum cu cele două fetițe gemene. Și pentru că am venit în altă parte câteva zile, am venit să văd fetițele, să-i văd pe ei, cuscrii, alte persoane pe care le cunosc de aici, frați și surori, să vă binecuvintez în numele Domnului. Vreau să vă aduc salutări de la frații de acasă, de la Biserica Betel din Hațeg și alți frați cu care slujim Domnului. Și în dimineața asta, pentru că dumneavoastră aveți rânduiala unui studiu din Scriptură și este Evanghelia după Marcu, consultându-mă cu frații aici, am crezut că este nimerit și este cel mai bun acest pasaj, pentru că ne învață câteva lucruri la care Dumnezeu cheamă biserica. Pasajul acesta citit, așa într-o scurtă privire care am avut-o asupra lui, l-aș putea împărți în trei părți. Prima parte este implicarea noastră a bisericii, a slujitorilor, a ucenicilor, că noi suntem nu doar convertiți, ci suntem ucenici, cum ne implicăm să ducem la bun sfârșit și să împlinim lucrarea lui Dumnezeu. Pentru că biserica, pe de o parte, ea are cele două mari mandate, cele două mari misiuni. Odată biserica adunată, când ne zidim sufletește, când ne echipăm, și apoi e biserica răsfirată. Mai mult e biserica răsfirată decât cea adunată. Și biserica și impactul ei se văd atunci când biserica este împrăștiată, răsfirată. Dar ca să aibă impactul scontat atunci, ea trebuie să aibă momente cât mai dese în care să se echipeze, să se hrănească, pentru că așa cum un trup nehrănit nu are putere, nici un suflet nehrănit, neadăpat, nu are putere. A doua parte ne arată o altă lucrare când Domnul a blestemat smochinul acela care mulți fac fel și fel de speculații și profetic și istoric și în toate felurile ce înseamnă și de ce Domnul a cerut să aibă roadă când nu era vremea. Și găsim în Scriptură foarte multe lucruri când Domnul face asemenea lucrări pe care noi nu le înțelegem. Întreabă lucruri pe care El știe cum trebuie să le facă și cum vor decurge, dar ne pune pe noi în situația să răspundem. A treia parte este partea finală care arată nu doar intrarea Domnului Iisus în Ierusalim. E important ca Domnul să fie într-o cetate. E important ceea ce se spunea aducerea roadelor. E foarte important partea a treia de asemenea, pentru că ne arată că Domnul a intrat nu doar în Ierusalim, ci Domnul a intrat în templu. Ceea ce ne aduce cu gândul foarte aproape de ceea ce suntem noi aici, că Domnul este prezent aici. Aleluia. Că Domnul e interesat de cetate, că e interesat de lucrurile din jur, dar e interesat de ceea ce este înăuntru aici. Prima parte, care este și o profeție ce se împlinește spusă de Zaharia cu mai multe sute de ani înainte, ne vorbește de evenimentul acesta istoric. În 3 ani și jumătate, o singură dată, în 3 ani și jumătate,
A avut Domnul Iisus o asemenea zi în care a fost ovaționat, în care a fost aplaudat, în care a intrat cu atâta fast, în rest? El a avut doar o pleiadă, o mulțime de pacienți care au găsit la el vindecarea sufletului, a trupului, orbi care au văzut, șchiopi care au umblat, mulți care au vorbit. N-a avut armată să-l aclame, să-l aplaude, n-a avut covare roșii pe care să umble, n-a avut o gardă în jurul lui care să îl apere, dar de data asta, împlinindu-se o profeție din Scriptură, Domnul intră în Ierusalim într-un mod triumfal. Primul verset spune că Iisus a trimis doi din ucenicii săi în satul dinainte. Și câteva lecții care aș vrea să le reținem în dimineața asta. Eu m-am întrebat adeseori, oare care au fost cei doi ucenici pe care i-a trimis Domnul? Și nu că am eu o curiozitate așa de mare să știu numele lor. Dar știți că Domnul a avut trei ucenici foarte apropiați, Iacov, Petru, Ioan, a avut 12 ucenici, grupul de apostoli, care a devenit apostoli, a avut 70 de ucenici pe care i-a trimis în lucrare și mulți alții care îl ajutau cu ce aveau. Când a fost în casa lui Iair, ca să o învieze pe fiica lui Iair, a luat pe cei trei prieteni. A foarte aproape. Când s-a dus pe munte la schimbarea la față, i-a luat pe cei trei. Acum, când trebuia să aducă un măgăruș sau când trebuia să pregătească Paștele, nu le mai spune numele, ci spune că a trimis pe doi. Și m-am gândit în repetate rânduri, oare atunci când nu le dă numele, și atunci când Domnul trimite pe alții, nu pe cei din prima linie, ca să facă o anumită lucrare, care e reacția noastră imediată? Vă amintiți, în Ioan la capitolul 6, vorbește Domnul de înmulțirea pâinilor, când Domnul a luat acele 5 pâini și 2 pești de la un copilaș, a binecuvântat pe Dumnezeu și le-a dat apoi ucenicilor să le împartă la mulțime. Știți că nu l-a întrebat pe Petru, care era într-un fel purtătorul de cuvânt al ucenicilor, nu l-a întrebat pe Petru cum rezolvă criza? Știți că nu l-a întrebat pe Ioan, care stătea cu capul pe pieptul lui, cum vor hrăni mulțimile acelea? Știți că nu l-a întrebat nici măcar pe Iuda, care era casierul și de la ăsta trebuia să ceară bani. Cum hrănim oamenii ăștia? Și Domnul l-a întrebat pe Filip, care nu era în rândul lor între primii trei, sau eu știu în ce linia lor, dar l-a întrebat pe Filip, pentru că asta îmi spune mie, odată că Domnul știe posibilitățile noastre, ne încearcă dacă suntem gata să fim la dispoziția lui cu ce avem, că Filip asta a făcut, cu ce avea el, a fost gata să se pună la dispoziția Domnului și asta însemna foarte multă muncă, trudă, complicații, nici nu poți să-ți imaginezi să hrănești mii de oameni într-un loc pustiu, să cumperi pâine, să mergi în cetăți, să faci o lucrare. Domnul știa ce are de gând să facă, dar l-a încercat. De data asta trimite pe alți doi. Și întrebarea mea mereu când am citit pasajul acesta a fost, oare suntem noi acei ucenici disponibili care atunci când Domnul cere o lucrare să nu comentăm de ce eu, de ce altcineva, de ce nu altcineva, de ce nu primul, de ce nu al doilea? Apoi, cuvântul ne spune că Domnul i-a trimis să ia măgărușul, l-au luat și l-au adus la Iisus spunând, Domnul îl va trimite înapoi, îndată îl va trimite înapoi. Ceea ce îmi spune din nou, că atunci când ne punem la dispoziția lui Dumnezeu și când suntem gata să facem lucrarea lui Dumnezeu, Domnul ia ce avem noi,
lucrurile noastre, posesiuni care le avem, daruri pe care Dumnezeu ni le-a dat, și când Domnul le trimite înapoi, ele sunt lucruri binecuvântate, când le folosim apoi. Sunt lucruri așa de binecuvântate, așa de importante, așa de speciale, că spunea cineva, Domnul a luat măgărușul acesta, pe care n-a încălecat nimeni niciodată, și l-a trimis înapoi la stăpâni, deja pregătit, cel care putea să fie folosit în continuare, că atunci când Domnul ne ia ceva, ne ia o barcă goală, El ne dă una plină. Când Domnul ne trimite într-o lucrare și n-avem cu ce, Domnul spune, cu ce ai, pune la dispoziția mea, că puținul în mâna lui Dumnezeu face mai mult decât cel mult pe care îl avem noi, fără să fie în voia lui Dumnezeu. Îmi place așa de mult pasajul acesta scris de Marcu, care este foarte, foarte direct, Evanghelia lui și scurtă, dar el folosește lucrurile într-un mod ca să le înțelegem fiecare. De fapt, este Evanghelia robului. Robului care spune îndată, imediat. Și îmi place că ei au făcut cum le-a poruncit Iisus și stăpânii i-au lăsat să plece. Ieri vorbeam cu un frate într-o părtășie care am avut-o de o experiență de o demonizată, pentru care cu câțiva frați menoniți de aici, din America, ne-am rugat ca Domnul să o elibereze. Și oamenii aceștia nu au o experiență așa cum pretindem unii dintre noi că o avem, dacă da sau nu. Și cât de mare este intensitatea lucrării Duhului în viața fiecăruia. Dar când fata asta de 14 ani răsturna 7-8 bărbați puternici și mergea în cimitir să preia lucrarea unei foste vrăjitoare și să o perpetueze și ei nu o puteau opri, când am fost chemați acolo și la omul ăsta i-am spus, la unul dintre pastori, uite care e situația, a zis, n-am mai făcut lucrarea asta niciodată, dar am cuvântul lui Dumnezeu și pe baza cuvântului că Duhul lui Dumnezeu lucrează în noi și dacă ne pune mâinile peste bolnavi, ei se vor însănătoși, ne-am dus, ne-am rugat și fac povestea scurtă, după 2 săptămâni în care în fiecare noapte făcea lucrul ăsta, după rugăciunea acestor oameni, ne-a dat telefon bunicul a doua zi la ora 11, că fata a dormit toată noaptea, iar astăzi, după vreo 15 ani, e căsătorită, are 3 copii, e membră în biserică, e eliberată, că s-a făcut la ceea ce a spus Domnul. Nu daruri deosebite, nu oameni care să fie, care credem noi că au stea în frunte, ci oameni care au zis, așa a zis Domnul. Și când noi facem ce a zis Dumnezeu, Dumnezeu își onorează cuvântul Lui. Când nu facem asta, pățim, știți, nu e timpul probabil să vă spun, dar este o istorie despre măgărușul ăsta, zice că după ce în ziua aceea a văzut că hainele sunt aruncate pe jos, deasupra sunt hainele ucenicilor. Știți, fiecare făcea ce putea. Unii și-au pus hainele deasupra, alții le-au aruncat pe drum, alții au tăiat ramuri de copaci și le-au aruncat înaintea Domnului. Alții strigau, Osana, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Fiecare făcea ceva. Domnul era călare pe măgăruș deasupra, mulțimea îl ovaționa, sigur că erau și cârcotași, fariseii, cărturarii care îl urmau pe Iisus și ăștia niciodată nu le place ce faci. Pe ăsta îl deranjează de ce tu te rogi așa de tare. Pe ăsta îl deranjează de ce tu plângi. De ce plângi? De ce tu te ridici și ridici mâinile și alții stau liniștiți? Pe când am vrut să opresc pe cineva de la o asemenea lucrare, mi-a zis omul, dar tu știi cât costă lauda mea, un aleluia, care îl spun eu? Eu am fost în iad și m-a scos Dumnezeu de acolo și uite, nici nu miros a fum. Dumnezeu și-a făcut. Știi cât costă închinarea ta? Cât îl iubești pe Domnul? Că femeia aceea care l-a iubit pe Domnul mult, n-a adus doar câțiva picuri să-i pună pe trupul Domnului să spună, ajunge. Ci ea a făcut ce a putut, cât s-a putut face.
Degeaba altele s-au dus după aceea, după trei zile, cu găleți, cu mir, cu miresme să ungă trupul Domnului. O lucrare bună, dar prea târziu. Se spune că măgărușul ăsta, a doua zi, vorbind cu mama, a zis, lasă-mă să mă duc din nou în oraș, că prea frumos a fost ziua de ieri. Și când a doua zi a ajuns în oraș, lumea de o parte de alta, evreii care au pietre la îndemână, au început să dea cu pietre, să-l alunge, să strige, să lovească. Și a venit săracul acasă așa de dezamăgit. Și când l-a văzut mama, i-a zis, băiete, ce s-a întâmplat? E o poveste. Și a zis, mamă, nu știu, dar ziua de azi e așa de deosebită de ziua de ieri. La care mama i-a zis, păi ieri era Iisus. Lauda, închinarea, hainele, mulțumirea, ovațiile, nu sunt pentru tine, nu sunt pentru mine, sunt pentru El. El merită să le primească. Noi facem și punem la dispoziția Domnului ce avem. Și întrebarea este pentru mine, văzând pasajul acesta, cum mă pun eu la dispoziția Domnului cu ceea ce Dumnezeu mi-a dat? Sunt gata să folosesc așa cum Domnul a folosit altădată copilașul acela de care aminteam, ca să hrănească miile de oameni? Sau sunt gata să mă opresc atunci când văd o nevoie ca biserica, mădularea lui Hristos, să fac ce a făcut samariteanul milostiv, care nu era medic, nu era unul care să fie fiind la Ierihon, de la Ierusalim la Ierihon, drumul sângelui, drumul căderii. El era un străin, un samaritean, o rasă care era mixtă, evreii iurau. Au trecut cei doi care erau reprezentanții legii și aveau ei motive să nu se oprească. Că au făcut slujbă, că zgrăbiți, că îi așteaptă acasă, că omul e bolnav, că n-au voie să se atingă de un mort, că multe alte lucruri. Dar când a trecut samariteanul ăsta, spune că și-a făcut milă și mai mult decât atâta, cuvântul corect care îl traducem noi azi este compasiune, pentru că asta înseamnă să te implici. N-a avut cu ce, dar și-a dat un de lemnul lui care îl mânca, n-a avut cu ce să-l spele, dar a pus vinul lui care amesteca apa cu băutura asta, având în vedere condițiile de acolo. N-a fost un medic ca să-l poată pansa, dar probabil și-a rupt cămașa, a făcut fâșii, n-a avut un loc unde să-l ducă, că nu era acolo. A lăsat o noapte, l-a pus pe dobitocul lui, el s-a dus pe jos, n-avea telefon celular să sune acasă, nu știu dacă era într-o afacere sau nu, dar a pierdut timp, a investit, l-a dus pe om la Han și când să-l ducă la Han, în loc să-l ajute hangiul, că o fi zis, domnule, eu am făcut jumătate, tu faci jumătate. Eu l-am găsit, l-am adus, de acum ai altul și ai grijă de el. Se pare că hangiul n-a vrut, într-o interpretare mai puțin de obișnuit decât alții care interpretează hangiul și Hanul altceva, a zis, probabil nu mă interesează. Că de asta mă gândesc și rațiunea, logica îmi spune că samariteanul ăsta i-a zis, uite încă 2 lei. Că altfel hangiul ar fi spus, împărțim în jumătate, și tu și eu. Dar a zis, ia 2 lei. Și probabil i-o fi zis hangiul, și dacă n-ajung banii ăștia? Are buletin, identitate, de unde vine, cine plătește, ce are, ăsta-i gol, că l-a dezbrăcat tâlharii. Și probabil samariteanul, și dacă el, samariteanul, reprezintă pe Domnul, sunt sigur că el i-a zis, fii pe pace, dacă mi-am dat mâncarea, dacă mi-am dat băutura, dacă mi-am rupt haina ca să-l îmbrac, dacă mi-am oprit călătoria și am venit aici, și dacă am stat noaptea să-l veghez și mă duc a doua zi dimineața și dacă îți dau ultimul ban, fii sigur că mă voi întoarce și tot ce ai cheltuit pe deasupra îți voi plăti. Întrebarea mea e, suntem asemenea oameni care să punem
la dispoziția Domnului ce avem? Că vorba unuia care se ruga, Doamne, suntem așa cum suntem, dar pe noi ne ai. Noi suntem aici. Pe noi ne-ai ales, ne-ai sfințit, ne-ai chemat, ne-ai numit după numele Tău, suntem aici. Suntem gata, ucenicii, mulțimea toți au făcut fiecare ce au putut. Știți că Domnul laudă o femeie în Scriptură care a turnat vasul acela cu un de lemn și a zis, ea a făcut ce a putut. A făcut ce a putut cu ce a avut. Mai mult sau mai puțin, suntem la dispoziția Domnului să facem ceea ce are Domnul și lucrarea lui Dumnezeu nevoie. Și biserica. Biserica astăzi este adunată. Mâine va fi dispersată. Ce știu? Și am întâlnit pe teren, acolo unde lucrăm, oameni de aici, de la dumneavoastră, păstorul, alți oameni, frați, surori care sunt implicați în lucrare. Pentru că lumea asta are nevoie de Iisus. Am văzut oameni schimbați, transformați. Unii ne judecă că unii nu merită, că alții nu trebuie, că alții sunt leneși, că alții sunt irresponsabili, că multe alte lucruri. Dar Domnul ne-a chemat să facem lucrarea Lui după modelul Lui și a zis, du-te și fă la fel. Oameni neglijenți, oameni care nu-s iubiți de nimeni, oameni care n-are cine, care nimeni nu-i bagă în seamă, du-te și fă la fel. Și întrebarea mea azi e, sunt aici asemenea oameni? Aleluia. Du-te și fă la fel. Modelul nostru este El. Prea mult ne uităm la oameni. Prea mult așteptăm uneori și am spus-o în biserică, unde slujesc și în alte locuri probabil, că ne-am obișnuit în ultima vreme să avem biserici tip stadion. Avem oameni care fac o anumită slujbă, avem profesioniști la cântare, la predică, la anumite slujiri, stăm în bănci și suntem comentatori. Ne-a plăcut, a vorbit bine, ne-a exaltat sufletul, ne-am înviorat, ne-am zidit, plecăm acasă și venim seara sau venim în altă duminică și comentăm sau criticăm sau apreciem pe altcineva. Pe când biserica este chemată să fie în acțiune, noi toți, ca un singur om. Și pentru că am ajuns la punctul acesta, de la versetul 12 în continuare, vorbește de intrarea Domnului Iisus în templu. Mi se pare puțin mai clar, mai multe detalii pe care le dă Matei la capitolul 21 și spune că Iisus a intrat în templul lui Dumnezeu și a dat afară pe toți cei ce vindeau și cumpărau în templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei și le-a zis, este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune. În primul rând, când a intrat Domnul în casa lui, în templu, Domnul a vrut ca în casa lui să fie ordine, pentru că în casa lui Dumnezeu trebuie să fie un loc al ordinii, al disciplinei, al ascultării, al supunerii. Și îmi place că în repetate situații și când citim în Scriptură, aminteam deja de momentul acela al înmulțirii pâinilor și am învățat-o asta în experiența de misiune. Ce înseamnă să fie ordine? Și cum apostolii au spus că în biserică trebuie să fie o ordine și Dumnezeu în creație a făcut o anumită subordonare și respect în toate lucrurile. Când Domnul, imaginați-vă că a hrănit cei 5.000 de bărbați, dacă erau ca și noi în vremea aia și femeia atâtea, erau 10.000, dacă erau și tineri și copii, și au fost copii acolo pentru că unul a fost pe care l-a folosit Domnul în această lucrare, vă imaginați ce ar fi fost acolo dacă n-ar fi fost ordine. Dar Domnul le-a zis, spuneți la oameni să șadă jos. Să șadă jos câte 50. Știți ce am pățit dacă mergem în sudul Olteniei, unde sunt 300-400 de copii adunați la oaltă uneori? Și dacă n-am făcut lucrul ăsta și nu i-am așezat jos,
Și dacă nu le-am spus că cine se ridică sus nu poate să primească nimic, știți că am avut o dezordine care n-am putut să o mai reparăm o zi întreagă, dimpotrivă am avut oameni nemulțumiți? Dar când oamenii au stat jos, eu am raportat-o asta uneori discutând cu slujitorii și la biserică și le-am spus, știți, și în biserică, știți, când noi am dat acolo, primele rânduri veneau 3-4 rânduri, aveau sânul plin, buzunarele, toate luau, iar cei din urmă întindeau mâinile și nu mai puteau. Dar le-am spus, nu este raportat doar și în biserică la noi. Le-am spus, în slujirea mea de câțiva zeci de ani am văzut problemele care le avem de multe ori în biserică. Nu sunt cu ultimele rânduri. Sunt cu primele. Ăștia poate nu sunt puși destul, ăștia nu au drepturile, ăștia nu... Cu cei din față ai de obicei probleme. Nu cu cei din spate care duc și împing de car și lasă să meargă. În templu Domnul a zis, vreau să fie ordine. Apoi în templu Domnul a vrut să fie ceea ce casa lui era numită și noi am făcut deja lucrul acesta aici. Noi aici ne rugăm lui Dumnezeu, agonizăm, nu ne caracterizăm. Rugăciunea nu este să mă caracterizez pe mine sau să-i predic Domnului, ci rugăciunea este o agonizare, este o pocăință înaintea Domnului. Când îmi arăt dependența de Dumnezeu, când îl chem pe Dumnezeu, ca să intervină Dumnezeu și să răspundă. Nu întotdeauna, noi nu schimbăm pe Dumnezeu în planurile Lui, dar rugăciunea ne schimbă pe noi. În Ghețimani, Domnul n-a putut să-L schimbe pe Tatăl. Era planul să moară și nici nu i-a fost frică la Domnul Iisus să moară. Dar a zis, Doamne, facă-se voia Ta. Și după rugăciune, a acceptat. Ne rugăm și ne rugăm după modelul care ne învață Scriptura și care îl avem aici în Scriptură, ne rugăm așa cum ne-a învățat Domnul. Regula rugăciunii, timpul rugăciunii, rugăciune neîncetată. În biserică ne rugăm pentru că știți de ce, frații mei și surori? Când noi ne rugăm și suntem în casa Domnului, noi gândim dumnezeiește. E vorba de fiul lui Asaf, care atâta vreme cât erau în afară, se gândeau la cei răi cât de bine le merge. Când au venit înăuntru, în casa lui Dumnezeu, a zis, Doamne, acum văd că lor le-ai pus piciorul pe un teren alunecos, că pentru ei este gata oricând să se prăpădească, dar pe mine tu mă ții și mă voi întâlni cu tine în slavă. Când venim în casa lui Dumnezeu, așa gândim. În casa lui Dumnezeu, de asemenea, este un loc al unei noi șanse. Pentru că niște orbi și șchiopi au venit acolo și Domnul i-a vindecat. Și noi credem că aici e șansa, nu numai aici, dar când ne adunăm la oaltă, Domnul e aici să vindece, să elibereze, să restabilească relații, să binecuvinteze. Și apoi, este un loc al laudei. Ucenicii, copilașii, lăudau pe Domnul și strigau din toată inima. Sigur că noi avem o anumită cultură în biserică și asta ne spune nouă că lucrurile nu sunt peste tot la fel și întotdeauna în același mod. Eu am fost aici cu zeci de ani în urmă în America și am văzut biserici al celor de culoare. Și am văzut cum se exteriorizează și cum cântă și ce fac și nu prea mi-a căzut că ăsta este stilul nostru tradițional penticostal. Am fost puțin șocat. Dar când în sudul țării, între frații romi sau rudari, când am văzut oameni care n-au călătorit mai mult de 100 de kilometri de casa lor, care nu au văzut undeva o altă cultură și nu cunosc altceva, când oamenii ăștia au început să laude și să se închine lui Dumnezeu și să cânte, i-am văzut exact în același mod. Și poate ați văzut și voi. Oameni care imediat când încep să cânte se ridică, ba din palme, care se mișcă puțin, care în timp ce se predică așa la ei este o gălăgie extraordinară și aleluia și aleluia. Întrebam pe cineva odată pe unul, de ce strige așa? Mai lasă-i pe oamenii ăștia că uite îi deranjez așa. Și el mi-a zis ca și celălalt,
de care vă spuneam, a zis: frate, dar eu am fost și pușcăriaș, eu pe mine nici școala de corecție, nici poliția, nici primăria, nici nimeni nu m-a putut schimba. N-avea nici o clasă, a învățat să citească împreună cu fiica lui Rebecca când era pe clasa întâi, a vrut să aibă o mașină și am dat de vreo 7 ori examen să ia și el un carnet de conducere. Și gândiți-vă, azi este liderul școlii duminicale la câteva sute de copii pe care îi învață să cânte, să se roage, să laude pe Domnul. Și m-a întrebat cineva: dar oamenii ăștia care sunt așa de exuberanți, de explozivi, s-au pocăit ei cu adevărat? Și le-am spus ceea ce am spus-o de multe ori în alte locuri. Când înainte de sărbători, cum ar fi în luna decembrie acum, pentru o femeie foarte săracă, pentru o văduvă, am făcut o cameră, noi spunem o casă, că stăteam împreună cu 4 copii și un purcel și alte lucruri care le avea acolo într-o cameră, și am zis că merită să facem ceva pentru ea. Am ajuns la final prin 20 decembrie, dar ne mai lipsea ușa să-i o punem. N-aveam ușă să-i punem la casă. Și m-au sunat, nici eu n-am avut posibilități, am zis că mai lăsăm până după sărbători, și imediat acesta a zis: las că o rezolvăm noi. Și s-au dus acasă la el, avea 3 uși. A luat o ușă, a venit și a pus-o la femeia asta la casă, sigur că nu trebuia să potrivească, că ele lipesc imediat și le fac funcționale. Și mi-au dat telefon a doua zi: frate Mircea, nu mai trebuie să te îngrijești de nimic, că deja avem ușă. Credeți-mă, a doua zi m-am dus să văd. Și mulți oameni au văzut locul de unde un om ca ăsta și-a luat ușa. Și avea 3 uși, nu 30 la casă, nici 10. Și alea erau căpătate. Dar a fost în stare să facă asta, că Evanghelia îi schimbă pe oameni. Amen. Unii comentează: de ce? De ce faci atâta? De ce dai? De ce jerfești? Mai trebuie alții. Dar omul ăsta sau oamenii aceștia au zis și au fost apreciați de Domnul Iisus și a zis Domnul Iisus: lăsați-i, că dacă ei vor tăcea, pietrele vor striga. Fie ca Dumnezeu să ne binecuvinteze azi, ca să înțelegem că suntem chemați să facem ce ne-a zis Domnul. Ne trimite pe 2 câte 2, poate nu-i trimite pe cei la care ne așteptăm noi, poate ne trimite în locuri care ni se par dificile uneori și poate umilitoare, să venim cu măgărușul la Domnul, să îl luăm de la niște oameni care nu-i cunoaștem, să facem o lucrare care... Dar ne cheamă Domnul la lucrare și să știți că robul nu-i mai mare ca stăpânul. Și El, Domnul, ne-a învățat lucrul acesta, să slujim. Și nu uităm că suntem în casa lui Dumnezeu, unde este un loc al ordinii, un loc al laudei, al rugăciunii, un loc al disciplinei. Dacă sunt unii care nu se pot bucura, în dimineața asta Domnul le vorbește tuturor: nu te mai uita la cei care laudă, uită-te la inima ta, care trebuie să fie deschisă și să lauzi pe Domnul. Și mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze în continuare, să fie slăvit în locul acesta lucrarea pe care o face, să fie binecuvântată și să ne întâlnim într-o zi în prezența Domnului, care va răsplăti fiecăruia după osteniala lui. Pavel spune: unul udă, altul seamănă, altul seceră, dar Dumnezeu va răsplăti fiecăruia după osteniala lui. Aleluia. Fiți binecuvântați de Domnul. Amin.